nord-estul României, în inima Moldovei, se află un oraș fermecător ce pare să fi fost timp de secole în strânsă legătură cu istoria și tradițiile autentice, orașul Botoșani. Cu o istorie îndelungată care își are rădăcinile în secolul al XIV-lea, Botoșani a fost martor la numeroase evenimente istorice. Este orașul care a dat un număr impresionant de personalități omenirii. Este un oraș multicultural în care conviețuiesc în armonie reprezentanții ai comunităților etnice. Dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție România Diversă. Astăzi vă invităm să cunoașteți comunitatea rușilor lipoveni din orașul personalităților Botoșani. Comunitatea rușilor lipoveni din Botoșani este una dintre cele mai numeroase din România. Staroverii cântă și vorbesc limba maternă de când se știu. Comunitatea noastră este animată pe de o parte de acești copilași care reprezintă viitorul comunității noastre și pentru care sacrificăm cu mare dragoste timp, efort, logistică și așa mai departe, dar și de către adulții și seniorii noștri care constant participă la activitățile noastre. Cu toții suntem implicați. Pentru noi, studiul limbii materne reprezintă până la urmă o datorie sacră, dar este în același timp și o valoare identitară la care noi ținem foarte mult. Constituie în același timp și o prioritate sau prioritatea zero pentru noi, comunitatea rușilor lipoveni din Botoșani. Avem de asemenea parteneriate cu diferite, să spunem, entități care activează în domeniul cultural, administrativ, economic, social și nu face decât să aducă avantaje comunității noastre, dar în același timp noi, prin tot ceea ce realizăm, contribuim la, zicem, dezvoltarea din punct de vedere cultural a orașului nostru. Contribuim, așa cum am spus, cu tot ce avem noi mai interesant, mai frumos, mai autentic la dezvoltarea orașului nostru. Botoșani este un oraș unde minoritățile au conviețuit într-un mod extraordinar, chiar este un exemplu Botoșaniul de conviețuire etnică, iar legăturile și prietenile care s-au sudat de-a lungul timpului cu celelalte minorități și care au persistat peste timp,
ne ajută pe noi în continuare să dezvoltăm proiecte, programe din ce în ce mai frumoase, atât pentru noi minoritățile, cât și pentru botoșaneni în general. Trăim într-o armonie frumoasă, ne bucurăm unii de alții și sperăm în felul acesta, prin componenta etnică, să aducem și noi o contribuție, zic eu, destul de importantă acestui oraș care poartă amprenta marilor personalități. De unde vine această putere la Ruși Lipoveni de a duce mai departe tradiția, de a continua ceea ce au început strămoșii? În primul rând, nu trebuie să uităm jertfa înaintașilor noștri care, pentru credință și pentru păstrarea culturilor, au părăsit țara în urmă cu câteva secole. Iată, se împlinesc 300 de ani la anul de atestare documentară a prezenței rușilor lipoveni pe teritoriul României. Noi, rușii lipoveni din Botoșani, avem o istorie de două secole și jumătate pe aceste meleaguri și nu facem altceva decât să păstrăm cu sfințenie tot acest bagaj sau tezaur de informații, de valoare identitare pe care l-am primit de la înaintași, iar jertfa lor este un exemplu sfânt pentru noi. Avem foarte multe lucruri frumoase pe care le-am primit, suntem datori să le transmitem și noi mai departe tinerei generații. Copiii noștri participă într-un număr foarte mare la activități, sunt foarte bine organizați, sunt susținuți de către copii, de către părinți, îmi cer scuze, de către părinți. Sunt persoane implicate în pregătirea lor și aici mă refer la domnul profesor de limba rusă Daniel Elisei, care iată se apropie de vârsta de 80 de ani și încă este activ și le predă copiilor. Este vorba de doamna profesoară de limba rusă Ana Ihorov, de preoteasa Olga Zoacăluchina, soția preotului nostru, referentul nostru cultural. Este vorba de soția mea și am pus foarte mare accent pe inițiativa, creativitatea și determinarea tinerilor. Tinerii noștri au deja câțiva ani de zile de când muncesc în comunitatea noastră și au însușit foarte multe cunoștințe și ușor i-am încurajat, încet i-am încurajat să pună în aplicare tot ce au învățat ei până acum. În felul acesta, amprenta tinerei generații să se cunoască din ce în ce mai mult în comunitatea noastră.
cred că toți suntem cu sufletul. Pentru că dacă nu am lucrat împreună, nu am colaborat, nu am comunicat, nu am putea transmite emoția pe care o simțim cu adevărat. Pentru pregătirea acestei festivități am început în urmă cu o lună de zile. Am lucrat împreună cu profesoara de limbă rusă Ana Ihorov. În echipa noastră este și Matușca Olga Sakoliukhina, care lucrează cu copiii și este la fel de devotată. Ea lucrează pe partea tradițională, cântece tradiționale, lucruri de mână, am creat foarte multe lucruri cu ajutorul ei, chiar avem o expoziție la comunitate, am să vă invit să o vizualizați. Doamna profesoară de limbă rusă, pe partea cealaltă, comunică cu copiii. Ne bucurăm că tinerețea și iscusința îi permite să utilizeze o tablă interactivă care este foarte apreciată de copii. Orele de limbă rusă au devenit din ce în ce mai interesante și mai atractive. Vin cu mare drag. Aproape toată săptămâna avem activitate de genul acesta, iar duminica la comunitate ne adunăm toate cele trei grupe. I-am pus pe grupe cei mici, mijlocii mari și lucrăm individual cu ei. În ultima perioadă am încercat să-i cumulăm ca să formăm o echipă. Cei mari au avut grijă cei mici și cei mai mici de cei și mai mici. De unde vin copiii? Ai cui sunt? Sunt copiii etnicilor noștri care activează de aproximativ 5 ani de zile la comunitate. La început nu au fost foarte mulți, în schimb, prin dăruire, perseverență și dragostea pe care le-am oferit-o, toți cei care lucrăm cu ei s-au apropiat. Au venit la spectacole, au venit la Dedma Roz, au urcat pe scenă lângă Moș Crăciun. Avem o tradiție de a solicita o persoană în măsură să comunice cu copilul și imediat după aia vreau și eu la comunitate. Sunt frați mai mari care vin și frații mai mici, dar vreau să vin și eu. Bineînțeles că vin, toți vin, toată lumea este binevenită. Încercăm să organizăm zile de naștere, să le facem mici surprize copiilor. Ei înțeleg că nu vin la comunitate doar să cânte, să danseze, să spună o poezie. Ei se formează ca indivizi, ca viitori cetățeni etnici rușlipoveni care vor duce mai departe toată bogăția noastră a rușilor lipoveni, atât spirituală cât și culturală. Este o regulă de aur, bătrânii sunt respectați și puși la loc de cinste, iar tinerii învață și preiau din ceea ce află de la ei. Ivușca este o denumire. Noi se numește salce în română și cam atâta. Cine sunt membrii ansamblului? Suntem niște adolescenți care în fiecare zi mergem la școală, la liceu și
Cel mai important este că suntem prieteni, suntem uniți. Vreau ca cei din urmă să simtă, să aibă pasiune, să aibă dorință. E cel mai important. Dacă nu ai pasiune și dorință, degeaba poate să tragă cineva de tine. Comunitatea rușilor lipoveni din Botoșani este mare și unită. Sunt mulți tineri care se întorc spre esența originii lor și sunt mândri că sunt împreună în limbă și simțire. Vedeți dumneavoastră, educația joacă un mare rol. Cum și promovăm, de altfel, în cadrul organizațiilor noastre a minorităților naționale, unde punem ca prioritate priorităților educația și învățământul, însă știm bine că educația pornește din familie. Acolo se formează primele direcții și primele concepte de respect, de prețuire, de considerare a valorilor noastre, după care intervine atât biserica, școala și astfel, în cadrul etniei noastre, s-a format o triadă puternică și anume familia, școala, biserica. Despre comunitatea noastră de aici, din Botoșani, pot să spun numai lucruri frumoase, pentru că este bine organizată. Componenta spirituală, componenta religioasă, dacă vreți, este extrem de importantă. De ce? Pentru că religia a stat la baza formării culturii noastre, ca de altfel și la baza formării culturii oricărui popor, chiar și poporul român, și continuă să contribuie la dezvoltarea culturilor noastre. De aceea, aceste caracteristici, cum am mai spus, de bunătate sufletească, de blândețe, de înțelegere, de generozitate, ele trebuie să fie imprimate și amplificate în sufletul tinerilor, ca la rândul lor să poată să conviețuiască, să aibă respect față de părinții săi, față de profesorii săi, față de semenii săi. Astăzi am petrecut, am cântat și am dansat alături de rușii lipoveni din Botoșani. Până săptămâna viitoare, vă doresc toate cele bune și vă invit să rămâneți alături de TVR Iași. La revedere!